Oamenii au văzut pe foarte multe produse din comerț un logo cu o broască verde. Acesta se poate găsi pe batoane de ciocolată, cafea, cutii de ceai sau pe eticheta fructelor. Simbolul a creat panică printre români, deoarece mulți au crezut că este vorba despre produse cu adaos de făină sau pudră proteică din insecte. Asta o să urmărești. Să ne bage pe gât niște produse aberante. Nu neapărat insecta în sine conține. Ingrediente făcute din prelucrarea insectelor. Asta. Așa zisele calorii care se găsesc în insecte. Unii internauți au adus acuzații și mai incredibile în acest scenariu. Eticheta cu insectele în mâncare, făină de greiere, colorant de gândaci roșii, etc. are foarte multe, mai ales dulciuri. Nu cumpărați produse care conțin atrazină, compusul care produce modificări hormonale severe la adolescenți. Substanța este un ierbicid care modifică sexul, a scris un cetățean pe un grup de WhatsApp. Majoritatea ieșenilor nu cred că s-ar afla prafuri de insecte în produsele alimentare pe care le cumpără. Aceștia consideră că ar trebui ca oamenii să se documenteze. Dar nu știu, poate nu au văzut la televizor sau nu sunt informați sau nu intuiesc bine, nu știu exact. Simbolizează gândaci sau da, am auzit chiar în familie chestia asta. În general, persoanele care afirmă ceva fără să se documenteze, nu e ok. Nu văd legătura, că ai o șopârliță, o broască, o ceva, nu-i gândac. Broscuța aparține Rainforest Alliance, care este o organizație internațională ce promovează conservarea pădurilor tropicale și a ecosistemelor asociate, precum și protejarea biodiversității. Certificarea Rainforest Alliance îi asigură pe consumatori că produsele pe care le cumpără provin din surse sustenabile și au fost obținute într-un mod responsabil față de mediul înconjurător și comunitățile locale.